tu înainte, vezi, înainte te aducea cu școala, era în cadrul culturalizării, cum se spunea, te aducea cu școala și școala generală și la liceu, te aducea să vizitezi și atunci câte ceva se imprima pe scoarța vizitatorului. Astăzi, sigur, trăind într-un regim de libertate, nu, omul nu simte nevoia. Asta e, în final, realitatea. Și rezultatul final este că emisiunile culturale, care sunt bune, o parte din ele sunt foarte bune, au o audiență restrânsă, fiindcă ce vrei, dacă una mi-arată un picior care începe de aici, frumos, nu, place. Asta este toată povestea și n-am nimic împotriva acestui gen. Dar numai asta ți arată. Mai de mult când vede un bărbat, era curios să vadă piciorile la o femeie, abia aștepta să le vadă. Amu, îi scârbă de ele. Puh, îi scârbă. E fetele am văzut. Așa, de goale până triși, nu e rușine. Asta îi. Amu, le vede în toată ziua, așa ne. Atunci, abia aștepta, avea poale, fetele cu cipcă, cu... Când le ridica de acolo poalele, abia aștepta să-i vadă picioarele. Am început și numai tot picioare, gole. Era regulă multe. Țâță gole, încă își mai ridică ca la vacă aici. Doamne, ce-or fi vrând ăștia să transmită? Nu-i vorba să transmită idei foarte elevate, dar dialogul este sub orice critică. Dacă n-ai avea imaginea și ai avea transcrierea dialogului, ai vedea cât e de sărac și de fără haz chiar. Asta este nivelul deocamdată. În momentul în care cineva decretează că manelele sunt foarte frumoase și că 90 și ceva la sută din români ascultă manele, gata, aici e ștacheta la noi, din punct de vedere cultural.